Mamă, 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 mamă. Hai că totuși bătaia s-a luat cu Belgia și totuși sunt mândru de ce au făcut românii, o echipă extraordinară chiar și așa. Se putea mai mult, păi normal că se putea întotdeauna mai mult, totuși ai lucrat cu locul 3 mondial după 53 sau pe unde mama dracu suntem și totuși ai menținut doar un 2-0. Ceea ce este absolut admirabil. Niță, frate, Niță. Dar toți au jucat senzație. Păcat de Ali Bek, de Man, de Mihailă, de toate șansele care s-au întâmplat. Aș vrea să-mi arate Mihailă cum e fotbalul o noapte. Revenind. Deci o echipă extraordinară. Un match nu neapărat ideal, dar cu turație maximă pe toate motoarele, pe toate posibilitățile, au făcut și ce s-a putut. Hai totuși că nu e toată viața pierdută. Cu Slovacia eu cred că ne calificăm cumva. Mergem mai departe în optim. 23 iunie 2024. Din cota canalului s-a stricat fix tenisul ăla, pijama și pe el de ieri, unde nimeream eu și bine nimerisem. Trebuia să las dreacu, așa cum am zis, unul solist. Au câștigat elementele gazdă, nu elementele oaspete. Singurul meci stricat de pe biletul canalului de ieri a fost ăla de tenis. N-au bătut oaspeții. E greu cu tenisul, e foarte riscant. Avem astăzi tenis, n-avem deloc tenis astăzi. Uite, astăzi n-avem tenis deloc. 8.14 cotă totală din partea mea pentru voi. Vă dau acum 5 meciuri. Conține bilețelul. Primele două își dau startul de la 18, de la 6 fix. E 25 minute când trag eu feblețe asta de clip. Vă mulțumesc pentru atenție, dați-mi și mie un like în continuare, mă ajută foarte tare. Luați linkul ăsta de YouTube și distribuiți-l cu prietenii. Dacă vă place ce se întâmplă aici, poate cineva pe WhatsApp, pe Facebook, pe unde vă dați voi, e interesat să se aboneze, să vină alături de mine, de noi, să jucăm ponturile astea de mente. Eu sper pe mai departe să revenim măcar încă o dată în iunie cu o cotă verde câștigătoare, ca oricine m-a urmărit și a jucat cu o sumă mai pretențioasă, 50 de lei, 100 de lei sau chiar mai mult, să rămână per total pe un plus după această aventură numită prima lună de vară 2024. De la mine pentru voi, cotă 8.14. Păi hai să intrăm în acest bilețel fără alte menajamente. Ne dăm startul în Norvegia. One Dutch Division, divizia lor întâi, Ålesund se duelează acolo cu Ranheim și mergem pe 3+, peste 2,5, ne bazăm și tot sperăm că se vor înscrie cel puțin 3 goluri în toată tăvăleala. Și pe urmă tot din Norvegia, One Dutch Division, Bryn au întâlnire cu cei de la Lyn, 1896, nu mă pune să zic în norvegiană, sub 3,5, uite. Pont limitativ e și 3+, dar iată un pont și mai limitativ, pont limitativ de under, de sub, nu se vor da mai mult de 3 goluri în această ciocnire. Cam asta am mizat eu pentru bilețelul ăsta, conform surselor, bineînțeles. Știți bine că le formez pe bază de statistică și nu mă abat de la ceea ce propun sursele. Uite că ieri, fără căcatul ăla de tenis, puteam să fim foarte pe verde. Poate cineva chiar așa a și folosit cota de ieri, renunțând la tenis și bine a făcut. Eu totuși o recomand și o pun așa cum e ea, întreagă, formată din meciurile acestea, integral, așa cum e dată din surse. Astăzi are 5 meciuri, un al șaselea e inactiv pe Superbet, care a avut pișama și pe Supercaca, ca o aplicație în mentenanță de o viață întreagă, an după an, lună după lună. E un meci inactiv pe aplicația Superbet, acolo unde eu fac biletele zi de zi și n-am putut să-l găsesc. Începe pe la 17 și totuși nu s-a vrut să se vrea. Stați așa că l-am pe hârtioarele astea cu biletele pe care urmează să le folosesc pentru a forma biletele mele din grup. Că de obicei mi le notez și pe astea pe hârtie, tot pornind de la căcata de aplicație Superbet, în care dacă ești din aplicație îți pierde pontul din lista biletului informare. Și am zis, decât să stau să mă fut în pizdă cu intră-ieși, că eu trebuie să mă uit pe site-urile care propun ponturile ca să formez biletele astea, așa cum am povestit de atâtea ori. Așa că am preferat în ultima vreme, pur și simplu le așez pe hârtie, nu mai ies din aplicație, le caut pe motoraș frumos,
le selectez imediat și nu mai stau să intru, ies din aplicația curului, care iată, pierde meciuri. Efectiv, selectez un meci, aleg un pronostic, ies din aplicație să mă uit pe site-uri pentru formarea biletului pentru următorul pont din formula respectivă. Și când revin în aplicație, pontul selectat anterior nu mai e. Dispare pur și simplu din bilet. Aplicația PSD Pooly, deși au cea mai complexă ofertă, aplicația continuă să fie în continuare un căcat pansat, nu mai vorbim de momentele alea, că nu poți să dai cash out în diverse, foarte multe momente. Mă piși în pizda. Stați că, de ce mă uit pe astea? Că încerc să vă zic al șaselea meci care ar fi trebuit să fie aici pe canal, în formula asta, care în final am lăsat-o doar cu 5 meciuri, pentru că ăsta nu e valabil. Poate apare mai târziu în ofertă. Biasen vs. Strømsgodset 2. Strømsgodset, mă rog, cum sunt, cred că e de prin Norvegia și ăsta. Biasen vs. Strømsgodset 2. E un meci unde am selectat unul solist. Poate îl găsesc și eu mai târziu valabil, disponibil de pariere în căcata aplicație Superbet, ca să pot să formez biletele astea mai lungi. Aici am meciurile notate pentru cele 6 bilete din grupul meu privat de WhatsApp, unde vă invit și pe voi dacă vreți să jucăm 6 complicățenii de mente, cu 14 meciuri 2 bilete, cu 11 meciuri 1 bilet, cu 16 meciuri 1 alt bilet, cu 17 meciuri un al cincelea bilet și venirea mormanului, cel mai demen bilet al meu, cu până la 23 de evenimente sau mai puține. Au fost și ieri apropieri pe ele, nu mai stau să mai mă uit. 11 verzi, 3 roșii, pe parcă Maleu sau Cristal, nu mai știu, pe unul dintre ele. Știți bine că le-am botezat pe toate, Cheia, Cristal, Cosmos, Maleu, Triumf și venirea mormanului. Pe Cristal sau pe Maleu, pe unul dintre ele, a fost o apropiere destul de enervantă pe ziua de ieri. Din nou, primul meci stricat, primul meci din bilet era ăla de tenis care s-a stricat și pe canal, pijama și pe el. Și în rest toate au ieșit lanț de fotbal, au ieșit ulterior verde, până s-a stricat un căcat prin, nu știu, Argentina, Mexic, nu mai știu ce dracu, ce dracu meci s-a stricat. Deci apropierile se țin lanț și pe biletele astea complicate. Dacă vreți să le jucați alături de mine pe toate 6 zi de zi, dați-mi de veste pe WhatsApp la 0745 70 80 08. Sunt bilete foarte grele, foarte complicate. Așteptăm cu lunile de zile până se întâmplă ceva cu ele. Dar o cotă de 1000 și ceva, 2000 sau, nu știu, 200, 300, 400 de câteva ori pe an, poate că ne mai echilibrează un pic situația, ne mai dă nițică încredere. O cotă de 1000, 2000 măcar ne dă bani înapoi dacă nu ne lasă chiar cu un plus. Asta în ideea de a juca cu mize mici și zi de zi. Deci dacă veniți pe grupul meu privat de WhatsApp, jucăm împreună zi de zi cu măcar 2 lei aceste cote. Da? În mod obligatoriu cu 2 lei vreau să știu că le-ați pariat și mi-arătați capturi în privat doveditoare. Din aplicația căcată Superbet, care mai și merge, dar mai și se fute. Cum s-a futut azi la prânz, dar n-am putut să-mi găsesc biletele, respectiv să-mi găsesc meciurile, respectiv meciul ăsta care putea să fie al șaselea pe biletul de azi aici pe canal. Biasen vs. Strømsgodset 2, 1 solist. Poate apare mai târziu și pot să-l selectez. Poate puteți să-l selectați chiar și voi. Hai să continuăm biletul așa cum l-am făcut. Am terminat, da, cu astea două din Norvegia, Wanda Division, 3 plus și sub 3,5. Continuăm biletul canalului YouTube cu Argentina Primera S, că tot vorbim de Argentina. Argentina Primera S. Berazategui, cum sunt notați în aplicații, Berazategui se duelează cu Deportivo Paraguayo și punem pe bilet sub 2,5, pont limitativ de sub, de under, nu se vor da mai mult decât două goluri, mai mult de două goluri în toată tăvăleala. Pe urmă, tot din Argentina Primera S, avem de cules tăvăleala dintre Central Córdoba de Rosario și Leandro Niceforo Alem. Leandro Niceforo Alem. 2 plus în această întâlnire. Mergem pe cel puțin două goluri marcate în toată tăvăleala, peste 1,5. Pont limitativ de peste. Iată că am învățat din ultimele 2-3 episoade, mi-am dat eu seama că limitative sunt de fapt toate. Da? Chiar și alea cu peste, nu știu câte goluri, tot limitative se numesc și ele, doar că sunt limitative de over, de peste.
Tot eu am revelații, tot eu îmi pun probleme, tot eu mă gândesc la tot. Doamne ajută-mă! 4 meciuri deja pentru biletul de astăzi, ca să facem cota asta de 8.14 și finalizăm în pizdă toată operațiunea cu Cupa Chile, Cupa Chileului. Santiago Wanderers au duel mare cu Universidad Católica de Chile, că mai sunt alții de pe nu știu unde dracu. Universidad Católica de Chile se presupune că vor și câștiga meciul, pentru că am selectat pe bilețel 2 solist. Universidad Católica, acolo în Chile, în Cupa Chileului, vor câștiga acest duel. Poate chiar ni se întâmplă și avem noroc astăzi, 23 iunie 2024. Păi cam acesta este biletul. Vă invit din nou pe grup 0745 70 80 08. Dacă vă bucură inima și sufletul, puteți să distribuiți și voi linkul ăsta pe la prieteni, pentru că mă ajută foarte mult toate treburile astea. Poate să mai alătură cineva proiectului canalului, poate se abonează. Dați-mi și mie like-ul de onoare, vă văd în fiecare zi cu like-urile și înseamnă absolut totul pentru efortul ăsta de pe YouTube. Faptul că vă văd cu like-ul acolo, prezenți în fiecare zi, înseamnă cel mai și cel mai și cel mai mult. Vă mulțumesc pentru tot. Chiar vă mulțumesc din toată inima. Și bineînțeles ce mai de zis. Să vă abonați, v-am zis. Să veniți pe grup, v-am zis. Păi mergem mai departe cu noi bilete. E și mâine zi de vacanță. Continuă rusalile. A doua zi. Sărbătoarea națională. Păi să-i dăm bătaie și să ne relaxăm. Petrecere frumoasă alături de cei dragi. Weekend minunat pe unde sunteți, pe unde îl pierdeți. În mod frumos și dă Doamne, măcar miercuri să rezolvăm cu Slovacia. Să mergem și noi mai departe. Drăgușin. Ok, vă las cu acest bilet, cotă 8.14, ne vedem cu bine și în dățile următoare și mă duc să mă ocup de aceste 6 bilete. Ia uitați-vă aici ce e. Wow, 6 bilete, tăticule, mă duc să le fac, să le caut, să le fut în gât. Dați-vă seama în fiecare dimineață, pe lângă a filma și a crea biletul ăsta pentru canal, cât mai în ea, să le fac și pe asta. Deci eu stau o oră, două ore în fiecare zi să mă lupt cu acest proiect. Și o fac de drag și o fac fără să mă miaunez foarte tare, fără să mă vaiet extrem. Însă dați-vă seama cât de dezgustător și complicat e când vezi că te scoate un meci de tenis, când vezi că ești la 2 meciuri de cotă 3000, când vezi tot ce vezi. Deci dacă veniți pe grupul meu privat de WhatsApp, repet, 0745 7080 08, e locul unde mă puteți găsi, putem vorbi, putem comunica, să aveți clar în minte treaba asta, că sunt bilete foarte grele și în multe dăți doar stăm și ne uităm și înjurăm cum se strică totul și nu luăm niciun ban. Dă, Doamne, să agățăm ceva cât de curând. Au fost atâtea apropieri încât nu știu. Merg cu încredere și cu nebunie retardată mai departe. 21 sfert. Hai că stătui vreo 13 minute de vorbă. Mă duc să încarc clipul pentru că mai avem și alte treburi. Pa, pa! Vă mulțumesc că sunteți aici în continuare. Ne luptăm în demența noastră. Pa, pa!